Coborâți-vă așteptările. Hai. Bine v-am găsit, dragi oameni, și bine ați revenit la un simplu podcast cu Bordea și Cortea, din nou separați. Din nou, da. Triști. Deși nu sunt trist, nu, chiar ai stat foarte mult în București, ceea ce te schimbase un pic așa ca atitudine. Deja erai nenorocit, adică erai chiar un pic muist. Oh, wow. Da. Ah, da. Ok. Da. Uh-huh, da. Uh-huh, dar acum uite că încep să-ți revii. Uite, chiar încă deja ești umil. Deja ți-ai reparat mustața aia care sparg două foci care se pupă, știi? Tu ai, mustața lui Micuțu. La Micuțu, da. Da, să-mi bat cer la crâu. Hai să vorbim despre lucruri, vrei? Nu mai vreau, frate, m-am săturat. Hai pur și simplu să stăm o oră, ne uităm unul la altul, să fie podcastul tăcerii, vrei? În primul rând vreau să zic o invenție pe care o am în cap. Ai în cap o invenție? Cine ți-a băgat acolo? Eu! După aia zic un vis, dar întâi zic invenția. Invenția este, și o să rupem cu asta, la fel, cine vrea să invenți. Noi ar trebui să mergem la Arena Leilor. Nu ți-ar plăcea să mergem la Arena Cât Leilor? Să luăm toate ideile de afaceri pe care le-am avut de la începutul podcasturilor până acum. Și să fii atent, știi cum facem? Nu mergem cu o singură afacere, mergem cu o mapă întreagă și îi punem să aleagă. Și la fiecare prezentare să avem confeti, pizde care dansează pe margine, să fie și cu tara la final. Exact, tara, da, exact. Avem așa, dildo motivant, tara, știi? Hârtie igienică motivantă, tara. Motivațională, exact. Mergem toate, adică în serie, șervețele motivante, tara, nu? Tara, mergem exact, mai departe. Exact. Am două invenții pentru voi, leilor. Și ciudat sună leilor, pentru că bombardierii au preluat ideea asta de acum nu știu mai spun bossule, nu știu ce spun, leule, ce faci leule. Doamne. Știi? Dar, și Arena leilor pare exact. Dar știi, ciudat, că asta pleacă de la Shark Tank, din afară. Unde rechini. Rechini, da. De ce la noi sunt lei și nu sunt tot rechini? Arena pentru rechini că e pe bani, cum ar veni. Ei îți dau lei, Pentru că lei iau lei. Și dincolo înțelegi? Le dau rechini? Înțelegi? Sau cum? Nu știu, dincolo te mănâncă. Dacă ești slab, te mănâncă, știi? Ceva de genul ăsta. Oricum, era fain ca să fie și aici Arena rechinilor și când apărea un cadru să apară doar aripioara, așa, știi? Când vii să-ți prezinți afacerea, să fie niște aripioare în jurul tău, așa, știi, care și să te oblige să te îmbraci în pește când mergi acolo așa mic. Exact, și can finding Nemo, zică, fish are friends! Dar cine sunt oamenii? Eu nici nu știu pe aia. Adică chiar au bani oamenii sau sac? Bă, chestia e că nici ei nu ne știu pe noi. Adică au atât de mulți bani încât nu ne știu. Eu nu cred că au atât de mulți. Dacă ar avea atât de mulți bani, de ce ar merge la o emisiune în care adică să se simtă mai important? Păi bă, fii atent, să duc la o emisiune de genul ăsta, pentru că acolo vin oameni inteligenți cum suntem noi, știi? Și le dau idei. Pentru că ei stând în turn, fiecare are câte un turn mare. De fildeș. Stau ei, știi? Da, clăștar. Da, mare. Fildeș, clăștar, diamant, fiecare are. Aha. Da. Și din când în când ies goi și aruncă cu căcat. Și tare fi să ai opuși cu căcat dimineața așa. Dar, serios acum, adică tu vii cu idei, uite cum suntem noi, care suntem absolut geniali, știi? Și venim noi și zicem, frate, uite ideea asta. Și zicem, băi, ești prost incredibil. Câți bani vrei cu ai? Și tu zici 100.000. A, căcat, îți dau 200.000 să-mi dai mie tot și să o fac sex și cu vara ta. Și zici, a, perfect. Sau mă rog, nu știu, așa-și fac eu. Adică aș plusa, știi? Cu verișoarele oamenilor, fără să le știi. Adică tu ai faci. Da, verișoară adică să fie, voi... ca să... Asta e important. Adică dacă aș duce cu o idee la Arena Leilor, aș plusa o verișoară. Știi? Adică la modul, i-aș fute de creier. Deci tu când intri pe Tinder, cauți să fie verișoară, nu femeie neapărat. Nu, eu asta ofer. Nu fac eu asta ofer. Știi? Adică m-aș duce acolo și le zice, bună ziua, numele meu este Cătălin, el e prietenul meu Nelu și avem așa, invenția noastră este frigiderul motivațional. Sau uite, asta e invenție pe care chiar vreau să o fac. Frigiderul care te critică sunetul de la ușă să fie, hai mă,
hai mă, hai mă, știi? Când deschizi ușa, să-ți se ronțe ceva, zici, hai de mă. Dar nu mă, trebuie să fie variat, că te obișnuiești, trebuie să fii, hai mă, păi ai serios, iar, hai mă, Nelu. Iar, exact. Ai dă ordre. Personalizat, exact. Dar mai, mai uite-te și în oglindă. Da, Nelu, da, da, exact. Sau să fie... Dar o carte n-ai deschide. Știi? Și facem unul de ăla pentru doamne în vârstă, să fie. Un țâțăi de la de babă, știi, care te... Exact. Știi? Și pentru băieții singuri, că știi că atunci când ești singur mănânci cel mai mult, când deschizi ușa la frigider, să fie, da, picioare de femeie n-ai deschide. Ceva de genul ăsta, știi? Băi, păi, dar el ar deschide. Stai un pic, ăla care e singur ar deschide săracul, dar nu îi se oferă, aia e problema. Păi da, și asta frigiderul te îndeamnă să te duci să cucerești femei. Să deschizi picioare de... Să deschizi picioare decât să cucerești... Picioare de verișoare, aia e, că asta, aparent asta e dacă tema. Dacă vrei, și eu aș merge la Arena Leilor și aici am frigiderul motivațional sau motivațional, o să ne contrazicem aici amândoi, o să ne pălmuim, motivațional, nu te dracu. Știi, ca să creăm și un pic de haos și scandal și ca să facem audiență. Și așa, deci avem frigiderul motivațional și o verișoară. Care iese din frigider. Da, total de ampule. Da. Și confeti. Da, dar nu e ideea rea, să știi. Nu mai, e deloc. Știi că au făcut inclusiv frigidere ăștia care dai cioc-cioc în el și vezi prin el? Adică e ca o sticlă mată, așa, și când dai cioc-cioc în el, ca să nu mai deschizi frigiderul, să te uiți că orice țăran deschide frigiderul, frate, să poți să vezi prin el, știi, să vezi mâncare. Niciodată n-am înțeles de ce să bagi atâția bani la ta tehnologie doar ca să nu deschizi ușa de la frigider. Păi bă, da, mă, o deschizi, dar depinde ce găsești acolo, că eu aș mai face o chestie pentru dietă, locuri speciale pentru legume, doar pentru aia, adică, știi, să pui roșia, doar roșia, așa, să nu poți să pui altceva, să nu poți să pui caserole cu ce îți dă maică, înțelegi? N-ai cum să le pui. Sau, și mai mișto, frigiderul radioactiv care strică mâncarea foarte repede să nu poți să o mănânci, știi? Și așa slăbești. Păi dar nu... Înțelegi? Păi nu, ar trebui să fie cumva, să te facă să nu... Nu, uite, ar trebui să fie o convenție internațională, să fie doar mini-frigidere în toată lumea. Adică să nu mai poți să mai multe. Adică micuțul și-ar lua 20 și le-ar lipi între ele, da, știi? Adevărat, adică ar fi... Adevărat. Da, nu faci o afacere. Adevărat. Dar dacă îți stric mâncarea, adică îți bag radiații și am face o chestie de asta, știi? Decât să explodezi tu ca la Cernobâl, mai bine explodează mâncarea asta. Dar vedem, găsim. Leilor, așteptați, că nu e gata încă. Leilor, la bele jos, așa. Știi? Și facem frigidere pentru slăbit. E foarte important. După aia, mai important, facem frigiderul unde poți să pui, facem frigider cu seif, adică să poți să-ți ascunzi bani acolo. Înțelegi? Pentru că gândește, ce hoț s-ar uita în frigider. Și mai ales, pentru că acolo poate să fie doar bani gheață. Bravo! Aici intervii tu și cu majorii. Leilor, dar bani gheață. Și vin alea în păsărică acolo și fac ta-ta-ta-ra-ra-ra-ta-ra. Ah, nu, vin alea în păsărică acolo și fac toate. Ce? Să avem mult colbecul ăsta, îmi pare rău. Asta ar fi foarte bună să ai, adică în loc de aia care se mină, să fie, oh, să ai unele care, ce? Ce? Exact, da. Când dacă ascunzi barii acolo, știi, cumva, pentru că e cu șchepsis, pentru că hoțul dacă se intră în frigider, o să ia cu mâncarea, pentru că tu pui mâncare foarte șmecher acolo, știi? Și nu o să-ți ia bani. O să mănânce, știi că după mâncare te apucă somn. Înțeleg. Și găsești hoți leșinați lângă frigiderul tău. Înțeleg. Deci ce zici tu e că ești foarte prost acum asta. Da, Leilor. Dau și... La orice. Da, Leilor. Nu mă, după aia, altă idee, Leilor. Tot cu frigidere? Nu, gata, am terminat cu asta. Dar te-a obsedat un noi pic frigiderul așa. Te-a obsedat cum? Frigiderul un pic așa. Ce ți s-a întâmplat? Acum o să zic de ce, că am vorbit, o să zic. Dar a doua idee este, Leilor, măști cu prelungitor pentru luptătorii de UFC care se pun față în față. Că ai văzut că se duc foarte aproape?
Și tu... tu, Leilor, dacă ești luptător de UFC, cât pui aia cu nasul mare așa, ăla n-are un să-ți facă de alea, înțelegi? Pentru că e cu așa, cu nasul mare. Cel înțelegi? E foarte bun și pentru vizita de Paște la mătuși, știi? Când vrei să te pupe, să-ți motocească. Oh, 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 stai exact. Cheamă asta aici. Oh, stai mătușă, oh, stai mătușă, exact. Oh, oh. Da. Și, Leilor, aș mai face masca cu ștampilă în față, adică știi să fie o chestie lungă și cu o ștampilă în capăt, pentru altercații în trafic. Când vine la ce pula mea, știi, să se ștampileze peste tot, că tu ai aia lungă, așa, știi? Ca și găinile, așa. Bă, gămeș, pula, măta. Exact. Și, Leilor, altă invenție, mâncare pentru lei. Wow! Fucking shit! Da, da. Din carne de rechin. Ah. Sau și mai bine, Leilor, crescătorie de lei. Pets for interlopes. Știi? Tot interlop are cât un leu. Ce tare. We asta, bring da. Pets for interlopes. Și să crești tot felul. Tigri, lei, crocodil. Mamă, tu stai, du-te în pula. Păi nu, deci că primul... tu crești interlei. De la interlop, tu crești interlei. Da, tu, deci să mă pula, deci să văd un interlop, lasă lei de asta, dar să vezi cu un crocodil de la de 2 metri, tot timpul. Da, da, așa e. Cu da. Lui Vuitton pe el sau ceva. Să fii, ai dreptate, da. Și cu gura aia mare, tot timpul. Da, așa chiar te ai și în evidență ca interlop. Și, adică și poți să faci că, uite, mie, de exemplu, mi-e frică și de struți. Timpula mea ai văzut struțe, cum vin așa cu capul ăla mare la tine. Da, azi, da. Să crești tot așa, struți pentru interlopi. Și să-i faci mare așa. Practic, tot... dacă ai merge la o bătaie, ai merge cu 6 struți după tine. Înțelegi? Da, frate, da. Și aia zice, da... făl, sau cum le și zici. Nu, păi, dar îi crești ca lumea, să fie musculos, să poată să te care. Și tu stai pe ei, pula mea, și te care. Știi? Da, și vii călare pe struțe și prost la cap ca interlop să vii călare pe struțe. Și călare, dar nu tu, pui interlop mai mici, că trebuie să mai fie șpitiș pe acolo, călare care are un căcat în stânga și în dreapta, știi? Și că ea, pa-bam, pa-bam, știi? Foarte interesant. Asta sau rinocer, adică să ai un rinocer. Ca interlop ar fi foarte tare asta cu ce zici tu cu pitici, să fie exact ca Minions din aia din Speakable Me. Să mă pula, dar gândește-ne un pic. Știi că dacă tu mergi să spargi ceva și ai 6 de aia pe lângă tine, automat se bagă, intră pe ușa de la cățel, din la pisică. Da. Bă, nici nu-i vezi, frate, nici nu apar pe camere, nici nu declanșează alarme, ești nebun la camere. Eu plusez, eu dacă aș fi nelegiuit, aș face în felul următor. Dacă aș avea foarte mulți bani, aș plăti niște oameni să-i operez estetic cu fața mea, înțelegi? Și când vin mascații, nu știe care sunt eu. Că sunt 8 de bordea în casă, înțelegi? Mm. Și după aceea aresteze pe toți. Ce recul, nu există ceva. Trebuie să le aleagă pe ăla cum trebuie, înțelegi? Și poate nu-l nimerești pe ăla cum trebuie. Da, tu știi. Că la face, ha, sunt Nelu. A, deci nu eu. Și după aia face, a, căcat, era operație. A, nu mai am față. A, la dracu. Doamne ferește. Știi că era... Asta știi e chiar că... bună, bă, ca în Casa de Papel, știi, să-ți faci măști foarte realiste cu fața ta, știi, și să pui la toată lumea, că știi că vin mascați, să pui la toată lumea din sat de acolo, să pui cu fața ta. Na, luați-le. Je suis Bordea. Je suis, no, je suis Bordea. No, je suis Bordea. Dar uite, asta era, știi că făcea, cum îl cheamă, marele traficant? Avea sosii. Și foarte mulți interlopi aveau sosii. Sosia avea ăla din cum zice, bă, din Arabia Saudită ceva, fiul lui Saddam. Unul dintre ei avea sosie. Dar și Saddam avea sosie. Și Saddam, Saddam. Îl chema Saddam. Saddam, Sesam, Saddam. Dar uite, asta cu frigiderul mi s-a luat de la o chestie, că am vorbit acum, am întâlnit o nutriționistă care, bă, să mă picioarele, vorbea altfel decât toți ceilalți nutriționiști. O cheamă Bilic. Ți-o cauți pe net, știi? Bilic. Și ea studia... Da, Bilic. Și de la Bilă, Bilic. Și ea a studiat o chestie foarte interesantă care se numește psihologia
alimentație sau ceva de genul ăsta, înțelegi? E ca la când te duci la psiholog și spune care treaba cu creierul tău, așa studiază ea în Franța psihologia oamenilor care mănâncă. Ah, mă gândeam că zici de sentimentele roșiei. Ce simte roșia? Da. Depresiile conopidei. Pentru că ai văzut că salbe așa. Da, și studiază chestia asta și e foarte interesantă. Să-mi bag cer la gând. E Haela Bilic asta? Da. Hai mă să văd, că eu după față îmi dau seama de om. Și fii atent, s-a ajuns, că asta a fost o chestie foarte interesantă, că zicea că legătura ta cu mâncarea n-ar trebui să fie traumatizant. Adică, uite, acum, de exemplu, eu îmi retrag tot ce ți-am spus ție, știi? După treaba asta. Adică, bă, nu te mai îngreșea ca un porc, bă, Nelule, ai grijă, bă, vezi că... Nu e ok. Pentru că, uite, ce scrie aici, ce am găsit, eu scrie Dr. Mihaela Bilic, medicul nutriționist care te ajută să faci din mâncare un prieten. Asta, da, un prieten! Păi nu, asta sună canibalism, să-mi bea pula, adică să-ți mănânci prieteni, what the fuck? Oricum facem asta, frate, că ne mâncăm de curt tot. Să stai așa cu brânza mea, tele mea de oaie, ce faci, mă, mâncăță? Ce mi-ai făcut? Așa cum ai știut din țâța mai, bă, cine? Da, are să știi că are niște idei foarte interesante și cumva diferite față de tot ce înseamnă nutriționiști care îți dau. Ea a zis că e o chestie pe creier care se numește datul peste mână, știi, când te abții și te... Nu. La ea, important e cantitatea. Adică, bă, poți să mănânci aia, dar nu mânca cantități imense. Plus că cea mai bună mâncare de dietă e ciorba. Ciorba de fasole afumată? Nu contează de care ciorbă. E ciorbă de burtă? Nu contează. Ciorbă și cu... În afară de ciorbea, să nu-l mănânci pe ciorbea. În rest, tot ce înseamnă ciorbă... Păi dacă mi-e prieten... Imaginez că te-a trădat. Îți imaginezi că ciorba aia sau stropelul ăla a făcut dragoste cu vara ta. Ce? Așa. Ce? Și e foarte interesantă chestia asta. Să mă apucele, să nu tratezi mâncarea ca un dușman. Bă, știi? Da. Adică, asta, dacă ți-e poftă de ceva, cu aia mănâncă. Înțelegi? Adică nu e... A mie mi-e poftă tot timpul de lucruri. Asta e problema mare, Cătăline. Eu aș mânca nu-n aici stop. Trebuie să te educi. Și mai ales, aici trebuie să te educi. Am revenit în Morlaca. Bă, un aer de la curat, o apă din aia de izvor bună, bă, o pâine din aia bună. Bă, mâncați-i jigurița ta. Păi când trec pe lângă frigider și văd jumările acolo, bă. Te cred. Și foarte bine, frate. Urmează-ți inima, urmează-ți creierul, urmează-ți stomac. Unește-le pe toate și o să fii o persoană completă. Înțelegi? O să fii. Dar nu uita, slab e sănătos. Slab egal sănătos. Asta e ideea slab noastră, leilor. Sperăm să o cumpărați ideea asta. E... Nu, dar serios, chiar are niște idei foarte mișto. O chestie pe care o spunea și chiar se întâmplă cu aia treaba asta. Și am observat-o și la mine, să-mi va pula că nu. Deci tu când vezi un om, de exemplu, care iese din supermarket sau e cu cărciorul în supermarket și e plin de mâncare, automat îl judeci. Bă, dar nu-ți mai ajunge, du-te, drecu, dar cât mănânci, bă? Eu nu fac asta. Știu, nu tu. Foarte mulți oameni, înțelegi? Da. Bașca, dacă ăla e și gras, tendința omului e să-l judece mai tare. Mm-hmm. Știi? Adică, bă, da, oprește-te, bă, băiat, înțelegi? Eu o leurdă drec în gură. Deci fii atent, statistic vorbind, oamenii au tendința să judece mai mult un om care iese cu brațele pline de mâncare dintr-un supermarket decât un om care iese cu multe produse dintr-un sex shop. Înțelegi? Statistic. Acum, și statistica asta e cam bancul. Dar stai, se facă. Dar exact, dar ce statistică? Adică câți oameni vezi că ies cu dildouri din... Adică... Păi nu-i vezi, dar dacă ei vedea, nu-i judeca. Ai fi la modul, uite un om care depinde. Se bucură de viață. Depinde, dacă ai fi singur care n-a mai deschis picioarele unei femei de mult, ai fi, bă, mai dă-te dracu, dă nesătul dracu, dar nu ți ajunge, să mă, știi, una. Vorbesc, mi se pare că e atât de dată la o parte treaba asta cu sexul, încât ori ți-e rușine, ori nu vorbești despre, ori apreciezi pe ăla, știi, la modul, uite ce deschis e omul ăsta, sau uite ce deschis e bărbatul sau femeia respectivă care iese dintr-un sex shop cu un braț de puli. Sau vezi o pulă mare, uite ce deschis e ăsta la... Da. Serios? Da, adică ai tâmpenie, tendința că... să judeci mai degrabă un om care mănâncă o șaorma decât unul care înghite un dildo. Asta ar fi tare să pui pe Instagram, știi, întrebare. Care vi se pare mai enervantă? A? Da, sau... Da.
Să știi că e o idee. Da, bă, oricum, asta e stupid că e tabu subiectul ăsta cu sexul la toată lumea și toată lumea e vai, tu ce faci? Ulei de cocos? Să știi că, uite, am primit mesaje de la oameni care au încercat ulei de cocos și a zis da, te cred. Adev, fucking, te cred. Depinde de care folosiți, să știți. Dar recomand. Bă, tot e legat de sex, să știi. Și mâncarea e legat de sex, și viața socială, și cât de prost ești, și cât de inteligent ești. Tot. Eu de-aia nu mai pot mânca chestii cu cocos acum, fără să... Gândește-te la... Eu cred cu tărie că există o legătură directă între oamenii care sunt proști în trafic și viața lor sexuală. A, da, clar. Clar. Total. Total. Nu numai asta, frustrările oamenilor, și am mai vorbit despre asta, mi se pare, la un moment dat, frustrările oamenilor, majoritatea din ele, sunt din faptul că nu-și eliberează endorfinele în creier de la... N-au parte de babardeală, pentru că dacă creierul tău ți se relaxează, pentru că asta se întâmplă, când ai... s-a relaxat totul și tu și ea, se relaxează două oameni cu același act. Da, asta e important. Știi? De asta recomand masturbarea mașină. Adică când știi... Wow, leilor, wow. S-a uitat și nefastul ăla. Wow. Fii atent, leilor, ascultați-mă. O idee de o sticlă specială în care poți să-ți dai drumul în mașină fără să observe restul participanților la trafic. Când te enervezi, bă, e ca în tranșee, nebunule. Aia în tranșee, când erau nervoși sau speriați, făceau asta, frate. Așa când ești într-un ambuteaj pe Valea Prahă, vei înțelegi, și îți vine să dai foc la toată lumea. Ok, și de aici, ideea noastră, leilor, de afacere cu șervețele pentru ambuteaje. Avem kit micului la Bagiu. E foarte bună. De ce zici și Bolivia? E foarte bună, frate. Sunt mai idei bune în capul ăsta. Degeaba zici. Una dintre ideile bune a fost să te ceri cu tine de soție. What the fuck? Nu sunt toate ideile mele proaste. Mă rog, asta, aici e discutabilă alegerea ta. Bă, îți recomand un film și vă recomand un film. Inițial când am văzut trailerul, mi s-a părut o prostie, jur. O prostie imens. Și cum se numește Libia ăla cu Russell Crowe? Unhinged. Adică fără balama. Fără balama înseamnă? Adică ăsta zice fără balama. Unhinged. Hinge e balama. Unhinged e... Nebalamat? Dezbălămat. Dezbălămat? Nu e traducere directă, îți dai seama, da? Da. Înțeleg. Ok. Unhinged. Unhinged. Se scrie Unhinged. Așa. E cu Russell Crowe. Foarte gras. Deci Russell Crowe, frățioare, dita animalul. Nu mai e gladiator acum. Înseamnă highly disturbed, unhinged. Adică foarte deranjat. Bine, frate, că te... Păi normal că dacă n-ai balama, să te țină ca... Crazy. Uite, e crazy. A stat repede pe Google-ia. E cu Russell Crowe, care așa conduce mașina lui Micuțu. E, asta mi se pare... Deci exact Ford-ul ăla, imens, știi, ăla, un bar în față, deci omul și-a făcut... Și zici că e și gras. E mare, e tot. O fi un pattern aici. Și chiar în spate scrie stand-up Russell Crowe barbershop. Că e Russell Crowe. E Russell Crowe. Bravo, mă. Exact. Bă, ideea filmului e pe următor. Un el și o ea se claxonează în trafic. Înțelegi? Așa. Pentru că ăla Russell nu pleacă de la verde. Și asta, care e stresată, îi dă claxoane. Hai coaie. Înțelegi? Ăla tot nu pleacă. Hai coaie. După aia îl depășește, trece pe lângă el, îi și face coaie, ești nebun, înțelegi? Asta se oprește puțin mai încolo la stop și apare ăsta foarte ușor în cadru, așa, cu dita mașina în pula mea. Eu zic doar începutul ăsta. Și zice, tu știi ce înseamnă claxon de curtoazie? Adică, pula mea, dacă nu pleacă unul, să-i faci și face din claxon așa, știi? Dar cum, nu știu cum face.
tă-tă-tă, știi, de curtoazie. Și aia zice că pula mea, lasă-mă în pace. Tu, pe de altă parte, ai făcut... Zice că am avut o zi grea și după aia el... Cine? Ea îi zice. Da, ea îi zice lui că am avut o zi grea și că n-am răbdare. Și ăsta îi zice așa. Tu crezi că știi ce înseamnă să ai o zi proastă? Vrei să-ți arăt eu ce înseamnă să ai o zi proastă? Și de aici începe filmul. Oh, shit! Bă, da? Deci e exact unul care nebunește în trafic, are el probleme dinainte, îți dai seama, nu e cel mai sănătos om, înțelegi? Și pur și simplu îți fute toată viața. De la un claxonat în trafic. Pe ce e asta? Filmul? Pe Netflix? Pe Amazon? Eu l-am luat de pe store-ul PlayStation, lui l-am închiriat, că el i-a portat acum nou, înțelegi? Bă, dar din trailer păreau tâmpenii. Aia că s-a luat în trafic, l-a pus morții mătii și după aia a urmărit-o. Bă, este fucking shit! Pentru că filmul începe cu imagini reale cu oameni care se iau la ceartă în trafic. Și să vezi ce fac oamenii în trafic. În plan acum, ăla îi zice nu știu ce, îl ia pe bord, îl ridică, îl calcă, înțelegi? Păi în America e și nervii mai, din trafic. E un pic mai nasol în America pentru că conceptul ăsta de libertate al dânșilor e dus la da, dude, unii. Da, ideea filmului e următor. Și asta e foarte bună, să-mi va pula. Și să-l vezi, că e chiar fain film. Ideea filmului e următor. Coi, tu nu știi pe cine dai. Ah, da, asta da. Înțelegi? Apreciez, adică... Eu de-aia apreciez stickerile cu MMA, Kimbo și așa, că zici, dom'le, o fi, nu o bă, fi, să pula. Eu nu deci, claxonez. Știi claxoanele alea lungi? Pentru că îți fut creierii. Ei, ideea filmului e că tu ai o zi proastă, da? Ok, am înțeles, da? Dar dacă tu arăți altuia că ai o zi proastă prin claxoane în jurături mui, s-ar putea să dai peste unul care are o zi mai proastă decât tine. Înțelegi? Da. Și n-are nimic de pierdut. Și de fapt și acolo se fute tot. O bătălie între zilele proaste, asta e. Cât de proastă e ziua mea, bă, da, adică, proastă e ziua ta. Da. Dar ideea e foarte simplă, știi? Adică gândește la care, bă, vreau să faci un film. Cum? Păi atent, doi se claxonează. Pentru că ideea cred că îți vine și când mergi în trafic. Și un producător care sau un scriitor de ăsta, de cele care mergea în trafic, it's too smart. Ce aș face eu ăsta? Foarte bună, o să vezi. Ce aș face bă, eu? Bă, foarte, mie mi-a plăcut mult. Mie mi-a plăcut printre singurele filme de acțiune pe care le-am văzut bune de mult timp. Am făcut la un moment dat un sketch cu, mai știu, Micuțul, cu Nicolae, nu mai știu, filmat pentru un pilot foarte funny pe tema asta, apropo de trafic, când se dau ăștia jos și iese unul cu bâta, ăsta alt iese cu, nu știu, cu drujba, după aia ăsta alt iese cu... Deci se ajunge la unul iese din mașină cu o cadă care toarnă apă și aruncă un din ăla să-l curenteze în apă, știi? Ca să-l omoare. Dar da, bă, cumva ceva de genul ăsta e și filmul ăsta, dar mult mai... Pe, Livia țipa în casă, l-am dat, dar pula mea să-l opresc cineva! Russell Crowe, dacă ți-era dor, bă, băiatule, deci faci un rol negativ, deci vine să spargi televizorul, să-mi va pula. Ce tare. Este incredibil. Incredibil. Băi, și asta îmi place. Deci, oamenii care comentează la filme în sensul că bă, fii atent. Livia nu se poate uita la filme de groază pentru că se sperie, da? Ei, dar în același timp și la thrillere de astea foarte intense. Eu cred că își vede prietenii din trecut, da? În fine. La filme de groază. Și se de poate. Aia. Dar când a început filmul și ăsta a oprit lângă femeia asta și îi spunea ce îi spunea, Livia făcea, băi, femeie, uite-te care sânge, uscat pe cămașă. Deci Livia e ca și copie la piesele de teatru cu e lupul în spatele tău. Fugi! Deci exact ca copie aia de la teatru care e lupul în spatele tău, fugi prințeso, fugi. Și la un moment dat făcea în casă, rodeau și să chemă cineva poliția. De ce pula mea nu sună nimeni la poliție? Era un wow, stai. Păi dacă ar suna la poliție, ar suna filmul, pula mea. Asta exact ca filmul ăla de groază, cel mai scurt film de groază pe care vreau să-l fac eu cu Costel. Nu ți l-am zis, nu? Sunt niște tineri într-o cabană și criminalul pune o bombă. Puf, gata, s-a terminat. Nu-i omoară pe fiecare parte. Nu-i tine, nu-i urmărește, nu-i doar... Nu, pur din... Generic. Și să ai la generic 700 de oameni, știi, care au participat la filmare. Da, exact, tot. Bă, da, bun film. Chiar ți le comand, e chiar foarte fain. Da, și mai e unul,
Și ăsta îl găsiți pe tot pe Xbox, din păcate, tot de închiriat, a apărut un SF excelent. Am și Xbox, nu, dar am amândouă. Păi stai, dar este pe Play Store. Nu, nu, nu. Pe Play Store-ul lor, cum ar veni. A Xbox-ului. La PlayStation. Ah, la Xbox. Ah, nu, okay. Nu, nu. Okay. Pe Xbox, da. Mai e un SF, e după un bestseller foarte interesant. Ajung oamenii pe o planetă, da, când au călătorit în spațiu și, fii atent, ideea filmului în felul următor. Și e atât de drăguț și atât de simbolic, nu poți să închipi. Pe planeta respectivă există un fenomen ciudat, doar bărbaților li se văd gândurile. Înțelegi? Li se aud și li se văd imagini din gânduri. Tu nu poți să ții gândurile pentru tine. Well, that's not healthy. Deloc, 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 deloc. Deci să vezi, e atât de bine scris romanul și atât de fain făcut filmul, e cu ăla care joacă rolul principal în Spider-Man. Nu. Știi? Așa. Ei, și ăla care vede prima oară o femeie, pentru că na, vine o navă, după aia n-a văzut niciodată o femeie. Bă, trăirile unui băiat care vede prima oară o femeie și cum s-aude, bă, este, pupo, pupo, nu pupa, a, căcat, poate mă pupă ea, dar de ce să mă pupă ea? Când se lovește, să-l vezi cum face, a, m-a lovit, cred că se infectează, clar mor, clar mor, știi? Adică toate alea. Foarte fain, foarte, foarte fain. Asta ți l-a recomandat Livia Pumpariu de la Sirop. Nu, l-am văzut și chiar, da, asta e o chestie foarte simbolică, știi? Cu bărbatul care nu-și poate ține gândurile pentru el, stai, mă, femeile stai, care spune la treaba asta. Dar stai un pic, că și femeile, și femeile, tu crezi că ele n-au gânduri din astea necurate față de bărbat? Femeile sunt selective. Înțelegi? Femeile sunt mult mai inteligente decât noi. Femeile au sită în pula mea, sită. Femeile au în creier filtru. Exact cum sunt unele restaurante. Ne rezervăm dreptul de a ne selecta clienți. La ele scrie, ne selectăm dreptul de a ne, ne rezervăm dreptul de a ne selecta gândurile pe care ți le spunem vouă. Înțelegi? Nu sunt toate, îți dai seama că ar fi război planetar, tu să ne spunem tot ce avem de asta ar fi tare cumva, știi, să te oblige în cuplu sau așa, să te oblige când te căsătorești să iei niște pastile care să te facă să zici absolut tot ce ai în cap. Mamă, tot. Două zile ar dura la relația aia. Două zile. Da. Și asta e o idee leilor, că cabinetul dreptății se numește, în care când te cuplezi cu cineva, în privirea Nelu Cătălin, și vă punem față în față și vă dăm niște lucruri și vă spunem tot adevărul. Și ar fi tare să Livia, la... Da, Livia! A, rău! E mansion-ul tău atât de mare la 200 de metri, Livia, știi înăuntru. Ce face? O, Doamne, ia uite-o. S-a conectat iar la necurat. Da, 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 da. Ia uite-o. Ia uite, orchestrează următoarea apocalipsă. Asta face acum. Ea e arhitectul apocalipsei, să știți. Tot ce vedeți cu tremure, secetă, e făcut. Bă, nu mai știu cum se numește filmul ăsta, chiar nu mai știu cum se numește. Noise, ceva cu Noise, nu mai știu. Dar dacă căutați, nu White Noise, nu, ceva cu Noise. Dar dacă căutați personajul principal din Spider-Man, ultimul Spider-Man, știi, și ce joacă băiatul ăla, îți arată, e foarte ok, foarte ok, foarte ok. Ce-ar mai fi tare să mergi la lei, mă gândeam acum, doar să le arăți că ai mai mulți bani decât ei. Cât de tare așa, să meargă, serios, să meargă țireac, știi, să fie pisicuțele mele. Ce faceți, știi, că pentru el poți să zici că e leu. Lăs pisicuțe pe lângă el, în puii mei, știi? Da, da, să fie țireac. Ar fi chiar să mă ce apăra. Miau, 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 ia gata, ia, câți bani ai, că te cumpăr acum. Ar fi mișto să zici, leilor, da, câți bani dați să vă spun câți bani am. Bună ziua, da, nu vreau nimic. Să vii așa care într-o roabă plină de lingouri de aur, așa, să te aducă cineva. A venit așa, mă uit la voi, săracilor. Ce faceți, mă? Da, da. Dar cine, acum serios, cine să iasă investitori? Ce niște oameni chiar ok, da, sunt niște oameni foarte faini, din câte știu eu. Investitori, antreprenori, oameni de afaceri, uite, de exemplu, e unul dintre ei, și care îmi place așa cum se uite și cum vorbește și cum gândește, e cel care a făcut Mob Expert. Ok. Știi? Așa. Știi? La fel, foarte, foarte fain. După aia mai e o doamnă care a făcut Musette, ceva cu pantofi, o mega companie mare. După aia e cel care a făcut Fenicia Hotels, Fenicia Restaurant, tot
Fenicia, înțelegi, mega dezvoltator imobiliar și hotelier și Horeca, și mai e încă cineva care e pe IT și ah, pe e unul mai tânăr așa. Și mai e încă sărac, cineva care ăla pe Horeca. Da, da. E... da. Dar chiar îți pisicuță dar... pe lângă Țiriac, da, să merte da, Sfânta. Da. Adică... dar sunt foarte fain, foarte fain. Să te uiți, chiar e mișto. Găsești pe net toate emisiunile. Foarte fain. No, no, nu, servesc, nu servesc leuți. Nu. Mie îmi place porcul, frate. Da, bă, bun, și la final vreau să spun ce am visat. Pă, nu știu de get unde ready, motherfuckers. Get ready. This deci am visat că au wild. Venit foarte multe... au venit niște fete care făceau videochat. Știi? La soția mea. Ok, ok. Ok. Te aude? Livia, te aude, Livia? Nu, nu mă aude, nu mă aude. Și, are. Deci, în visul meu, erau foarte multe fete care făceau videochat și au venit la Livia să o întrebe cum să facă să se lase. Ok, deci Livia e speaker motivațional... anti-videochat. Demotivațional. Anti, da, ei, și Livia le spunea în visul meu că, bă, dar poate n-ar fi bine zbobiți. Ale erau, what? What? Înțelegi? Asta zicea, băi, dar poate... Dar cum îți dădeai tu seama că ele erau videochat? Dacă vă pricepeți... Dar cum îți dădeai au zis. Sunt nu știu care și fac de un an, sunt nu știu care și fac de doi. Cât crezi, îi spunea Livia, cât crezi că ar trebui să mai fac... ca să nu-mi afecteze o eventuală căsnicie, știi? Și Livia era, prea târziu. Dar asta e doar în vis, doar în vis, doar în vis. Uite, eu sunt cu Cătălin de atâta timp și nu mă deranjează că face de atâta timp, de 7 ani. Exact, Cătălin, exact. Da. Foarte drăguț. Nu știu ce gânduri ai tu, Cătăline, te gândești la doamne videochatiste. Dar fii atent cum e subconștientul tău. Deci, eu cred că tu pur și simplu te visai la videochatiste și subconștientul a zis nu e bine, trebuie să reparăm asta cumva. Fii atent, le facem să meargă la Livia, în primul rând să fie și ea conștientă că Bo visează căcaturile astea și după aia o facem pe Livia să le convingă să nu mai facă și gata, m-am spălat pe mâini, scurat ca lacrima. Da. Bravo, bravo. Asta zic, când am văzut filmul ăla de ce vă gândurile, mie dacă mi s-ar vedea gândurile, te îmbăt. Eu am realizat că mă gândesc mult mai mult la șpriț decât la orice altceva în viața asta, să-mi va placără. Eu nu mă gândesc cum, domnule, să pun nu știu ce. Deci la mine ar fi așa, beau. Asta ar fi foarte tare, știi, că vrei să-ți faci reclamă și vorbești cu cineva, te gândești, mă, nebun. Ce e asta, Cătălin? În curând, pe marele ecrane. Oh my God! Se fai. Dar, serios, mă gândesc atât de mult la șpriț și mă gândesc atât de mult la toată chestia asta cu vinul, încât, pur și simplu, asta e toată chestia. Visez noaptea vin, visez că not în vin, visez că am o piscină cu vin, visez că plouă cu vin, înțelegi? Visez că știi tot, visez că oamenii plâng cu vin. Și mă împroașcă că la Pokémon așa. Te faci intenționat să plângă oamenii ca să-ți umpli înapoi paharul. Exact, ca să pun un pahar. Nu te iubește mama ta. Nu ești degeaba pentru societate. Hai, noroc, sănătate. Ce tare ar fi să mă apuc să fii rămas, să mergi pe planetă unde lacrimile bărbaților se transformă în vin. Du-te, pula mea, deci m-aș uita numai la telenovele. Ceapă și vin. După aia că nu mai am niciun motiv să plâng, m-aș uita la puță. Oh my God. Doamne. Leilo, asta e nouă idee. Nouă idee, da. Care să lacrim cu vin. Lacrim și vin, da. Da. Wow. Bine, foarte interesant. Eu zic că e un succes. Doamne ferește, măicuță. Bă, da. Noi putem să mai facem o treabă, Nelu. Noi putem să luăm idei de la oameni în comentarii de afaceri și să mergem în locul lor. Meseria noastră să fie reprezentanți. Noi reprezentăm oricum. Dar numai idei idiote. Asta, adică nu, ideile bune trebuie să meargă ei. Dacă aveți o idee total idiotă pentru din asta, mergem, frate. Noi nu avem treabă. Prezentăm orice. Să vindem lăbuțe de câine pentru pisici. Nu. Ce tare ar fi să ai costume de câini pentru pisici. Dar nu mă gândeam așa că pisicile care vor să fie badass și au lăbuțe de câine la gât, la modul ce pula mea mă vezi ce aici.
terminat. Da, mă, sau să-ți îmbraci pisica în câine. Să meargă un Rottweiler prin casă. Dar mai rău, să-ți îmbraci câinele în pisică, să-l subminezi, să fii, bă, pisicul să mea. Altă idee, layer-uri, costume pentru animale, viceversa. Bam! Bine, Bam! Buni, sper că n-ați învățat nimic și de data asta, pentru că altfel v-am dezamăgi dacă ați învățat ceva util din acest podcast. Da. Ar fi o dezamăgire pentru noi. Vorbesc serios. Deci da. Sper că n-ați învățat nimic, sper că ați rămas la fel de nebuni. Reclamă. Păi da, hai să facem o chestie plăcută, hai să facem fiecare. Mulțumim sponsorilor noștri, Slana Merch și Nebun după vin. Singurii noștri sponsori. Singurii noștri sponsori proprii și personali. Bine, mulțumim. Ne vedem săptămâna. Bă, dar vreau să spun ca să terminăm cu o chestie. Eu ți-am zis că urmăresc politica, că mi se pare amuzantă. Și fii atent. Cea mai faină fază pe care am auzit-o ieri. Și că l-au dat afară pe ministrul sănătății Voiculescu. Da. Și au zis, n-au zis exact de ce, dar au zis că făcea el niște chestii. Deci fii atent. Făcea el niște chestii, da? Și fii atent. Și acum au numit-o pe o doamnă ministrul sănătății, da? Uh-huh. Și au zis, gata, de acum în regulă, acum e ok. Și fii atent, prima ei declarație a fost, voi continua toate proiectele domnului Voiculescu. Iar apoi what? Ce proiectele lui erau foarte ok, foarte ok, că femeia, na, erau pe bune. Ce a făcut, nu discutăm politică, bă, pune aia politică. La mine în cap, când am văzut treaba asta, era fix un sketch cu o femeie care vine după fosta și fix după ce e căsnicie zice, voi continua toate proiectele fostei tale prietene care mi-a plăcut. Ce? Și să ia exact din punctul în care a plecat aia, de la cearta de la care a plecat aia, da, la modul, da, da, da. Mă, ta e proastă, ai pula mică, nu te suport. Hai să începem relația asta. Exact, hai să începem de aici, da. Bine, mulțumim, dragi oameni buni. Ne vedem săptămâna viitoare. Sănătate, numai bine. Pa, pa! Coborâți-vă, așteptările!